Cu două victorii în acest început de an în Liga Florilor la handbal feminin, SCM Craiova s-a îndepărtat de zona retrogradării și este mai aproape de podium. Succesul din etapa trecută obținut pe terenul formației Dunărea Brăila cu numai 10 jucătoare trecute pe foaia de joc le-a dat arii pe oltencelor. Chiar dacă vor întâlni lidera Rapid București, o echipă care are un lot cu câte două titulare pe fiecare post, tehnicienii Craiovei spun că vor trage cu dinții să obțină cele trei puncte puse în joc. Am dovedit cu nouă jucătoare de câmp, că poți să câștigi împotriva uh, echipelor uh, foarte, foarte puternice din, din România. De ce nu? Uh, nu mergem decât cu gândul ăsta. Cum am mai spus, într-un picior cu o mână legată la spate, ne vom bate pe teren pentru puncte. Iar dacă unele dintre jucătoarele accidentate și-au reluat antrenamentele, este greu de crezut că ele vor putea să ajute prea mult echipa în acest derby. În plus, ele vor fi menajate pentru a nu risca o recidivă. Totuși, dacă va fi nevoie, vor fi introduse pe teren. Mai Eu avem două-trei jucătoare care pot să fie recuperate. Au început antrenamentele, dar vin după o săptămână după 10 zile de COVID, vin după accidentări, nu suntem extrem de încrezători că vor fi într-un tonus bun sau într-o formă fizică propice pentru, pentru meci. Dar ele vor fi pe bancă și dacă va fi nevoie, sunt sigur că, că vor intra în teren și vor da ce vor putea în acel moment. Cum imediat după meciul de handbal feminin vor juca tot Universitatea cu Rapid de la ora 20, însă în Liga 1 la fotbal, Peluza Nord și-a anunțat prezența în sala polivalentă. Vă așteptăm, avem nevoie de galerie, avem nevoie de suportul dumneavoastră pentru că aceste puncte sunt aur pentru noi. Meciul de handbal dintre SCMU Craiova și Rapid București se va disputa mâine de la ora 18 și va fi transmis în direct la TVR Craiova.